Bine ai venit, Mario! Bine v-am găsit, dragilor, ce faceți? Salutare, uite, bine! Suntem aici la niște, un eveniment de gala, așa. Da, după cum vezi, am adus astăzi usturoiul verde și loboda pe covorul roșu. Da. Și urzica, prietena ta. Da. Chiar ar trebui. Chiar ar trebui să fie pe covorul roșu, pentru că sunt niște alimente minune, ca să spunem așa. Sunt niște alimente de nădejde care luptă atât împotriva apariției cancerului, cât și pentru creșterea imunității, detoxifierea organismului. Au foarte, foarte multe proprietăți, deci sunt de egală, de covorul roșu, clar. Deci e important să mâncăm legume crude în general, că văd că avem nu numai verdețuri, astăzi avem și niște vidiche aici. Da, avem verdețuri, da, legume, ceapă verde, urzici, am încercat să aduc legumele și verdețurile de sezon. Să le luăm pe rând, ca să vedem despre fiecare în parte ce beneficii, ce proprietăți. Haide, de când n-ați mai mâncat voi urzici, ce spuneți? Eu mănânc urzici și mie îmi face mama, dar este prietenul lui Silviu. Vrei să te piște? Iarăși mi-ai zis Silviu, de fiecare dată când îmi zice Lili Silviu. Nu, ne-am despărțit mai greu în dimineața asta. Și pe, da, că ești înalt, că ai singura. Nu ca Silviu, dar pe acolo, mă rog, așa. Deci începem cu salata verde. Sau urzici? Salata verde, hai să începem cu salata verde, ea este foarte versatilă, o putem consuma cu absolut orice, în orice combinație. Deci niciodată să nu ne fie teamă de salată verde, așa cum am vorbeam în emisiunea trecută despre cartofi, carne, că ar trebui să evităm anumite combinații. Salata verde merge atât cu cartofi, cât și cu carne, cu leguminoase, cu absolut orice. Chiar ar fi indicat ca jumătate din farfurie să fie la fiecare masă, ar trebui să conțină salată sau verdețuri. Asta este... regula de bază. Poți să pui cu ulei de măsline, cu ulei de măsline, exact. Cu ulei de cu lămâie, cu lămâie. Cu lămâie. Da, zeamă de lămâie, ulei de măsline, o putem consuma fără nicio, dar să evităm să spun așa siropurile acelea cu zahăr, că am văzut că există sirop de rodie care se mai folosește. Da, exact. Da, pentru că atunci, stricăm și gustul, stricăm și valoarea nutrițională. Mario, din când în când mă sună mama și îmi zice că a făcut o ciorbiță bună de lobodă. Este ceva, eu nu, și bună, ea face și cel pe super bune. Și bună și sănătoasă. Da, îmi zice că e sănătoasă, dar aia e singura pe care nu pot să... Nu întreb, are carne, n-are. Dar e de lobodă, ar fi și păcat să fie cu lobodă, cu carne. Nu, am putea să punem de... Uite, putem să punem în ea orez, putem folosim orez integral, putem să adăugăm și alte legume, pe lângă morcov, ceapă, și atunci facem un fel de mâncare foarte, foarte și sățios și foarte sănătos. Principala caracteristică, să spun așa, a lobodei este cantitatea crescută de vitamina C. Bun. Okay. Aceasta este, să spun, proprietatea minunea ei. Pe lângă celelalte vitamine, minerale pe care le conține, are o cantitate foarte, foarte mare de vitamina C. De aceea ar trebui să o folosim din plin. Și eu tot sfătuiesc pe toată lumea să folosească legumele, verdețurile și fructele de sezon. De ce sezonul lobodei? Să mâncăm lobodă cât putem. Poți să faci salată lobodă? Să faci salată de lobodă? Ar fi mai bine să o folosim, ciorbă. Am înțeles. Putem să mâncăm, avantajul este că o putem mânca și rece. Ciorba de lobodă. Ciorba de lobodă, da. Bun. Mergem mai departe cu prietenele mele, cu urzicile. Mie îmi place să mănânc urzici. Cum le pregătești? Mama face o tocăniță cu orez. Da? Da. Foarte bine. Fiecare vârstă de urzici, de urdă n-am adus aici sau de leurdă, le putem folosi. Ce beneficii au urzicile? Urzicile, în primul rând, au o cantitate, pe lângă faptul că relaxează foarte mult mușchii, au o cantitate foarte mare de serotonină, niște precursori ai serotoninei. Da, ce face serotonina? Bucuros. Știți și voi ce face serotonina. Este neurotransmițătorul care ne asigură starea de bună dispoziție, fericire, mai pe scurt. Deci, urzicile, pe lângă faptul că sunt o sursă foarte importantă de minerale și vitamine, ajută și la... Sunt și sursă de fericire. Sunt și sursă de fericire. Da. Apropo de... Spanac, oare ce sursă? De sursă, exact. Sursă de forță. Pentru că m-am uitat eu la Popeye Marinaru, care mânca spanac și cred că... Exact. Asta datorită cantității de fier pe care o conține. Spanacul are, să spun așa, o cantitate de fier destul de mare pe care o conține, de aceea ar trebui să-l introducem în alimentația noastră, fie că vorbim de baby spanac, pe care îl putem folosi foarte ușor în absolut tot felul de rețete de salate pe care le preparăm, fie că vorbim de mâncare de spanac. Dar în toate aceste mâncăruri, fie că vorbim de mâncare de spanac, fie că vorbim de mâncare de urzici, fie că vorbim de mâncare de fasole verde, ar trebui să evităm să adăugăm grăsimile acestea trans. Am auzit că să facem mâncare de urzici cu smântână sau cu gran cu cina, cum e. Să evităm grăsimile. Ar trebui să le preparăm, putem să le preparăm cu apă, cu usturoi, să le lăsăm să fiarbă în sucul propriu și atunci beneficiem de absolut toate beneficiile.
zile. Sau putem să facem o salată cu ceapă verde și pridichi. Și cu usturoi verde. Și cu usturoi verde. Da. Hai să vedem ceapa verde, usturoi verde. Ceapa verde, usturoi verde. În primul rând, ceapa verde ne ajută foarte mult la scăderea colesterolului. Colesterolul rău și creșterea colesterolului bun, deci practic ea ne apără foarte mult, ne susține buna funcționare a sistemului cardiovascular. Da, usturoiul verde este o sursă foarte bună, pe lângă vitaminele, mineralele pe care le are, este o sursă foarte bună de alicină. Alicina este compusul care se găsește și în usturoi și se spune că este un antibiotic natural mai puternic decât penicilina, dar fără efectele adverse. Mario, te întrerup pentru că mai am o întrebare pentru tine foarte importantă. De fiecare dată când mama face mâncare și ne trimite, soția mea nu mănâncă pentru că are mărare. Hai să explicăm, Iulia, sper că te uiți, să explicăm de ce e bun mărarul. E foarte sănătos, în afară de faptul poate că nu-i se pare bun din punct de vedere al gustului, dar el e foarte sănătos și ar trebui să-l integrăm, de asta l-am și adus aici, și în salate îl putem folosi și în omlete mărarul și ar trebui să mâncăm mărar din abundență. Acesta este o sursă foarte importantă de vitamine și minerale, de minerale esențiale organismului, de aceea este și vitamina C, de aceea este bine să-l integrăm cât mai mult în alimentația noastră. Uite, iubire, ce bine e să mâncăm mărar. Și încă ceva, și la verdețuri, legume, nu trebuie să ne facem niciodată probleme în ceea ce privește faptul cum le amestecăm, cantitatea și așa mai departe. Ele au undeva până în 20-30 de kilocalorii, nu au foarte multe calorii. Deci putem să mâncăm exact precum iepurașii. Mulțumim, în continuu. Frumos. Cu plăcere, dragilor. Mario, ne găsim balance-ul cu tine, echilibru de fiecare dată când vii aici la noi.